No, am închis filmul precedent din greșeală, vreau să-l facem într-una, dar numai bine că nu se lungește prea mult. Și acum va veni partea 2. Și Florentina, mama mea, mi-a dat o idee foarte bună. Eu v-am zis că am pus niște magazii foarte târziu, deci eu cam așa ar fi trebuit să-mi arate tot stupii, dacă le puneam magaziile la timp, 3 magazii la începutul culesului de salcâm, era super. Da, avem multe magazii puse târziu și acolo precisit miere nematurată. Și o să ridicăm astea toate trei în apilift. Duce 100 de kilograme, deci ar trebui să nu fie problemă. Așa. Și căutăm la alt stup un corp, cum îi spune, mai gol, care nu are miere și ăla o să-l punem sub izgonitor ca să putem... să repoziționez un pic aici. Graba! Așa. Da, e și greu, adică nu mai ești tu cu mâna ta să poziționezi, dar un pic de obișnuință, dacă îți faci, te descurci. Sincer, nu știu dacă am mai ridicat 3 din astea pline, deci 50 de kg plus încă vreo 15 corpurile, aici 65 de kg pe puțin. Să vedem cum ne descurcăm. L-am desprins, dacă e un pic, cum îi zice, eu l-am ținut așa un pic încordat aici din apilift. Cum i-am băgat un pic de alta. Hop! Na, 65 de kg, 70 cât o fi, le-am adus pe poziție. Și acum îl las pe poziție aici, ca să nu mă deranjeze prea mult și mama mea să strecoare un pic camera pe acolo și eu mă duc prin față să vă ridic numai un pic gratia Hanema, să ne uităm să vedem un pic și ramele astea de cuib. Da, dar asta e puterea cu apiliftul și cu toate, cu ce lucrez eu. Aici e rama clăditoare, vedeți că e cu pioneză, mi-o însemn eu, să văd dacă o pot scoate. E ușurică, aici avem de tăiat și numai bine că avem de tăiat, fiindcă am văzut înainte, eu cum am tot recoltat apilarnil, uite, nici n-a pus peste tot, însă au început să completeze și pe aici cu ou, cine știe. Uite, și polen negru de undeva a adus, foarte fain. Ne uităm și după matcă, dacă tot am văzut ouă. Da, vezi câteva ouă completate pe aici a început. Foarte bună conservare a instinctului de roire la familia asta. Deci eu am lăsat-o cât de cât strânsă, că vreau să mă mulțesc de la ea și să iau boci. Dar nu vreau să facă boci. O să mă uit acum prin rabatare, mă uit iară rapid să văd dacă am boci sau nu. Deci asta, o tăiem, recoltăm capcana asta de trânturi, de varoa. Înainte de a pleca în concediu, când mâncam eu apilarnilul de pe rame, mi-am pus și la congelator foarte mult, am început să observ așa câțiva acarieni. Deci încep să aibă infestare de asta acum după extracția de la salcâm. De la salcâm putem pune deja 4 benzi de oxistrip ca să facem un prim tratament, ca să ținem infestarea la un nivel scăzut. Și uite, iarăși avantaj la izgonitor, putem să-l punem de astăzi, fiindcă albina din corpurile cu miere doar coboară, nu mai urcă nimic ca sus cu tratamente, cu ce, chiar dacă oxistripul nu are influență în miere, plus că e căpăcită, deci n-ar fi o problemă. Bun, acum punem un pic de pauză pe egal acolo. Deci tăiem aici frumos partea căpăcită și atunci tot ce e varoa depus acolo sub căpăcele, o să-l topim zilele astea, facem o topire de ceară. Uite, o să tai și aici așa și o să degust păstura asta, polenul ăsta proaspăt negru, să văd ce gustare. Asta ne-o lăsăm la degustat aici așa.